Cinstitul brâu al Maicii Domnului a fost adus de la mănăstirea Catoxenia din Grecia în parohia Sfântul Arhidiacon Ștefan din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Cinstitul brâu a fost așezat spre închinare într-un baldachin în curtea bisericii și va rămâne aici până duminică seara. Delegația din Grecia care a adus brâul Maicii Domnului a ajuns astăzi dimineață la Maieru. După ce a fost așezat în baldachinul pregătit special pentru acest moment, a fost săvârșită o slujbă de tedeum. Timp de 3 zile, credincioși din tot județul vor avea posibilitatea să se închine la brâul Maicii Domnului. În perioada 27-29 aprilie avem prilejul de a ne închina în biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan din Maieru la cinstitul brâu al Maicii Domnului, adus de la mănăstirea grecească Catoxenia. Prilejul acesta se datorează faptului că pe 29 aprilie va avea loc resfințirea bisericii din Maieru de un sobor de 5 arhierei în frunte cu părintele nostru mitropolit. Este o mare binecuvântare atât pentru localitatea Maieru, cât și pentru această frumoasă țară a Năsăudului, faptul că cinstitul brâu al Maicii Domnului ajunge preț de câteva zile aici. Îi așteptăm pe toți credincioșii care au evlavie la Născătoarea de Dumnezeu pentru a se închina în aceste 3 zile la racla care adăpostește cinstitul brâu al Maicii Domnului. Duminică dimineața va avea loc slujba de resfințire a Bisericii Sfântul Arhidiacon Ștefan ca urmare a lucrărilor de renovare încheiate recent. După Sfânta Liturghie va urma un ceremonial religios militar și va fi sfințit monumentul eroilor maiereni căzuți pe câmpurile de luptă în cele 2 războaie mondiale. În localitate există 2 biserici și 2 preoți. Pe lângă părintele Dan Cismaș, care este parohul bisericii ce se resfințește, e acolo prezent și părintele Ioan Lăpuște, care și el face misiunea lui Hristos. După resfințirea bisericii va avea loc sfințirea monumentului eroilor. Și ca sărbătoarea să fie deplină la insistențele părintelui Dan Cismaș, maicile de la mănăstirea Catoxenia din Grecia au adus la sărbătoare brâul Maicii Domnului. Știm că în evlavia românilor ortodoxi, Maica Domnului are un loc aparte și nu numai în evlavia românilor ortodoxi, ci în general în a tuturor creștinilor. Pentru că zice cântecul de procesiune, brâul Maicii Preacurate să ne spele de păcate. Iată că după bucuria sărbătorilor învierii Domnului, din care ne-am împărtășit toți maierenii, avem o altă bucurie trimisă prin binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos. În aceste 3 zile, 27, 28 și 29 aprilie, la Maieru vom trăi momente deosebite de spiritualitate românească, de spiritualitate ortodoxă. În mijlocul localității noastre, la biserica noastră cu hramul Sfântul Ștefan, a fost adus din Grecia brâul Maicii Domnului pentru ca toți să ne putem închina la acest brâu și să avem parte de binecuvântare dumnezeiască. Mă bucur că împreună cu părintele paroh Dan Cismaș am reușit să aducem toate lucrurile așa cum sunt, așa cum cred că Dumnezeu le dorește din ceruri, să fie frumos la biserică, împrejurul bisericii și în localitatea noastră. Sărbătorile comunei Maieru se vor încheia în după amiaza zilei de duminică printr-un concert în aer liber.